Potrivit site-ului hotnews.ro, Deva se numără printre orașele din România cu cea mai mare inflație alimentară. Altfel spus, printre municipiile reședință de județ cu cel mai scump coș alimentar. Potrivit publicației amintite, datele de la Institutul Național de Statistică poziționează municipiul Deva pe locul 7 pe țară din 20 de localități în care inflația prețurilor la o serie de produse alimentare s-a situat între 8,31% și 26,30%. Potrivit informațiilor publicate de hotnews.ro, cu o inflație a prețurilor la produsele alimentare de 14,11%, traiul devenilor este mai scump și decât cel al locuitorilor din Brașov, Arad sau Timișoara și aproape la fel de scump ca al bucureștenilor, de care ne despar ceva mai mult de 2%, chiar dacă între cele două capitale este o diferență enormă din toate punctele de vedere. Calculele se referă la luna noiembrie 2020 și 3 comparată cu aceeași luna anului 2022. În calculul coșului de consum la care prețurile au crescut substanțial, au fost luate în considerare produse precum cartofii, fasolea uscată, ceapa uscată, varza de toamnă, carnea de porc, usturoiul uscat, morcovii, mere, fructe, lapte de vacă, brânza, telemea de oaie și ouăle.